Lecturi peste timp Constantin Ciopraga, critic și istoric literar, poet, memorialist, profesor universitar, scriitor, membru de onoare al Academiei Române, 1916-2009, înregistrare Radio România Iași din anul 1991. În genere, un destin este o entitate adeseori misterioasă. Nu știm de unde vin anumite impulsuri, de la părinții, la înaintașii părinților noștri, din noi înșine. Eu mă consider un uh, personaj posedat de mari întrebări metafizice. În ce măsură au intervenit uh, în această direcție elemente de conjunctură? Se poate spune că, în linii maternă și în linii paterne, după înaintașii mei, care toți au fost, aproape toți, au fost oameni care au primit Pământul și Cerul, uh, am. Uh, Dus cu mine o parte din liniștea lor, dar și întrebările lor și dorințele lor, anumite nostalgii de frumos, de bine. Unul dintre înainteașii mei spunea: De ce din neamul nostru nu s-a ridicat unul măcar să facă numele nostru mai cunoscut? Nu mi-am dat seama atunci că asta ar putea sta la baza evoluții mele, a modelării mele, automodelării mele.